În adâncul sufletului meu, m-am simțit prinsă într-un vârtej de suferință și frică. Aveam doi copii, Alex și Maria, și un soț ale cărui mâini nu știau decât să rănească. Într-o noapte întunecată, am strâns curajul necesar pentru a spune destul și pentru a căuta o cale spre libertate pentru copiii mei și pentru mine. Îmi amintesc cum inima mi s-a strâns când am luat decizia de a părăsi casa în care mi-am născut copiii. Cu lacrimi în ochi, i-am îmbrățișat pe Alex și Maria, le-am promis că vom avea o viață mai bună și am plecat, ignorând amenințările și promisiunile de schimbare ale soțului meu abuziv. Primele luni au fost dificile. Ne-am găsit adăpost într-un loc sigur, dar temerile și incertitudinea încă mă bântuiau. Cu fiecare zi care trecea însă, simțeam cum forța de a merge mai departe creștea în mine. Am început să muncesc cu înverșunare, să învăț să fiu mamă și tată în același timp. Copiii mei au devenit sursa mea de inspirație și putere. În timp ce eu creșteam și mă întăream, soțul meu violent și-a dat seama de greșelile sale prea târziu. A realizat că dragostea și familia nu pot fi reconstruite după ce le-ai distrus cu propriile mâini. Cu toate acestea, eu și copiii mei continuam să mergem înainte, împreună și mai puternici. Curajul de a spune nu abuzului poate deschide calea către o viață plină de libertate și iubire. Copiii mei și cu mine am învățat că suntem mai puternici împreună și că putem depăși orice, atâta timp cât ne susținem unul pe altul. Am aflat că a spune stop abuzului este un act de iubire și îngrijire atât pentru tine, cât și pentru cei dragi, iar reziliența și dragostea pot aduce lumină în cele mai întunecate momente ale vieții.